Mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua frumoasă și pentru că ne putem opri din alergările obișnuite și putem să studiem cuvântul lui Dumnezeu și să ne și rugăm. E minunat că poți să te rogi nu doar ca o informare care să aduci lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de informări. Dumnezeu știe toate lucrurile. Rugăciunea ne face atât de mult bine nouă. Pe această ocazie vom vorbi despre despovărare prin rugăciune. Rugăciunea prin care suntem eliberați de greutățile care ne stau în spinare, de fapt în sistemul nostru nervos, și fiind în sistemul nostru nervos apasă, bineînțeles, și în spinarea fizică, deci inclusiv în spatele nostru fizic apasă greutățile care le purtăm. Vestea cea bună este că putem să fim despovărați și să fim ușurați ca fulgul și să plutim, să alergăm precum o căprioară, așa scrie Scriptura. Uneori am încărcat computerul cu atât de multe informații, programe și mă miram de ce nu merge, de ce nu merge. Era atât de încărcat, de obosit, datorită încărcăturii de informație și trebuia ușurat, scăpat, făcută curățenie acolo și se bloca aproape, realmente nu mai puteai să operezi, să deschizi o pagină, deschidea atât de greu, se mișca atât de greu. Și se spune că este prea încărcat sistemul operațional și că trebuie atunci curățat și reinstalat, eventual. La fel și sistemul nostru devine atât de încărcat de diverse lucruri, încât operăm tot mai greu. Ne simțim obosiți și apăsați, până la urmă chiar ne blocăm. E posibil să ne blocăm de tot în viață. Vestea cea bună este și soluția, este despovărare. Despovărare. Lucrul acesta, aproape în lumea aceasta, este de neconceput. Sau oamenii nu realizează în mare măsură că pot să trăiască fără povara cu care s-au învățat în spinare. Mulți cred că viața apăsătoare este ceea ce soarta le hărăzește sau în altfel nu se poate. Și acesta este trist pentru că este atât de urât să duci o viață în care să fii împovărat continuu. Cel mai trist lucru este că foarte mulți oameni nu realizează că sunt împovărați și nici nu-și dau seama de ce sunt împovărați cu atât mai mult. Acest studiu se va ocupa chiar cu lucrul acesta de despovărare, în consiliere, în consilierea psihologică. Se recunoaște rolul extraordinar în terapie a faptului doar a te descărca verbal. Deci doar de a vorbi cu cineva. Dacă reușești să vorbești cu cineva, cineva de încredere, cineva care nu o să te spună la tot satul, cineva care să aibă doar capacitatea de a te asculta măcar cu atenție, și este un lucru extraordinar. Se recunoaște faptul că oamenii doar dacă spun ceea ce îi apasă, ceea ce îi macină, dacă reușesc să scoată măcar în exterior un pic povara aceasta, pentru ei viața se mai simplifică, e mai ușor pentru ei, mult mai ușor. Desigur, omul care te ascultă în această consiliere terapeutică, psihologică, un prieten, un consilier, e un om. Un om, hai să-i zicem, cu bune intenții. Un om care, în cel mai bun caz, poate să te asculte cu empatie, să simtă un pic împreună cu tine, nu, și să te încurajeze în cea mai bună eventualitate, dar este totuși un om limitat. Și tot îți folosește foarte, foarte mult. Dar ce înseamnă ca să reușești să spui cuiva despre care să știi, că asta e foarte important să știi și să crezi, că te ascultă cu cel mai mare interes, că simte cu tine cum nu poate să simtă niciun om de pe pământul acesta, nici mama ta, nici tatăl tău, nici cel mai aproape om cu care a avut vreodată de face, cineva care atât de mult simte cu tine încât s-a făcut una cu tine. A coborât pe pământul acesta ca să ia asupra lui exact corpul tău, să treacă prin trăirile tale, să simtă ispitele tale și problemele tale. Sigur că este infinit mai simțitor decât orice altă ființă. În același timp, Mântuitorul nostru nu doar este plin de empatie, compasiune și înțelegere. Așa este, să știți, așa trebuie să-L vedem. Iisus Hristos nu e o icoană. Iisus Hristos nu este doar o doctrină. Iisus Hristos
Nu este doar cineva care va veni viitor sau locuiește la milioane de ani lumină undeva într-un loc în cer. Iisus Hristos este ființa cea mai aproape de om, care s-a identificat cu noi și care este una cu noi și care a spus că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor. Dar în același timp, pe lângă faptul că este un Mântuitor plin de compasiune și simte împreună cu tine și știe prin ce treci, în același timp este plin de putere. E plin de soluții, e plin de înțelepciune. Cum oamenii nu pot să-ți dea. Cineva te mai poate sfătui. Nu, dacă este un sfetnic bun, un om înțelept, îți mai dă sfaturi bune. Dar gândește-te că Domnul nu doar te sfătuiește, Domnul realmente poate să-ți dea ceva, și anume să-ți dea pacea care îți lipsește, să-ți dea liniștea care întrece orice pricepere, să-ți dea acea pace care a avut-o El prin încercările prin care a trecut, acea pace și acea odihnă de care ai nevoie. El are soluții la problemele tale, de aceea poți veni cu încredere. Simte împreună cu tine și are putere să facă ceva pentru tine. Matei 11:28. Veniți la mine, spunea Mântuitorul, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Deci este o chemare specială pe care Mântuitorul o adresează unei clase de oameni. Unei clase de oameni, aș îndrăzni să spun tuturor oamenilor care cred că sunt împovărați. Toată lumea e apăsată, toată lumea e împovărată, doar că numai unii sunt conștienți de lucrul acesta. Asta este tristețea. De fapt, toți oamenii sunt foarte apăsați. Îi vezi. Îi vezi că sunt măcinați uneori de ceva, că sunt apăsați, dar nu recunosc uneori pentru faptul că nu se cunosc pe ei înșiși. Alteori că sunt prea mândri ca să mărturisească că au probleme. Știți, este mândria noastră și orgoliul nostru ne împinge atât de departe încât să credem că suntem tari. Și că ne descurcăm în viață și că reușim. Și ne este foarte frică că ne-am stricat imaginea publică dacă am recunoaște falimentul și că am recunoaște că suntem atât de slabi și eșecurile noastre. Dar nenorocirea este nu că ne luptăm să păstrăm imaginea publică. Nenorocirea este că undeva în interior nostru putem poveri și ne ducem ca niște, ne târâm picioarele propriu zis prin viață. Ne târâm picioarele nefericiți și de abia umplăm sub apăsare, nerecunoscând de fapt că suntem împovărați. E bine, dacă recunoști, e cineva care va recunoaște de aici că e împovărat, că are poveri, care ceva care la pasă, de orice natură. De orice natură vom vorbi că poverile, vom vedea că poverile sunt diverse, care le cărăm în sistemul nostru nervos, spinal, în mintea noastră, chiar în subconștientul nostru, unele nici măcar nu ni le recunoaștem că ne împovărează, chiar ne chinuiesc. Unii ne văd că suntem munciți, apăsați. Și noi nu recunoaștem. Tot există un verset în Biblie, obosești și tot nu încetezi să mergi înainte. Deci ești obosit să vede că ești apăsat, dar încă mai găsești un pic energie în tine să tot împingi mai departe. În loc să spui, vreau să schimb totul, vreau să las totul, nu vreau să merg înainte așa, vreau să trăiesc ca un om liber, un om care pur și simplu nu duce nimic în spinare, care e purtat el pe brațe, nu care încearcă el să ducă poverile în spinare. Oricum, dacă vei descoperi că ești împovărat, chemarea asta este pentru tine. Domnul Iisus a spus, veniți la mine. Veniți la mine toți cei trudiști în povara și eu vă voi da odihnă. E promisiunea lui, e vorba de odihnă. Nu aceea care stai în pat, dar de fapt om muncit ești. Nu e vorba de odihnă de noapte. Nu e vorba faptul că trândăvești pe undeva. Nu de odihnă aceasta, e odihnă sufletului. O odihnă care nu poate să-ți fie luată în nicio circunstanță. E o liniște a sufletului, o pace a sufletului, care rezidă din încrederea deplină că nu tu porți poverile, pur și simplu ai încetat să iei în spinare lucrurile tu, ai încetat să te zbastă în viață și în același timp ești ușurat de lucrurile care te-au împovărat, de păcatele, de grijile, de temerile tale, de faptul că tu trebuie să fii numărul unu care să le rezolvi pe toate. Nu, ai predat lucrul acesta împreună cu atât de multe implicații covârșitoare. Le-ai predat cuiva prin credință, le-ai dat și știi că le-ai dat și s-au dus și atunci ești într-adevăr odihnit. Cea mai mare povară pe care o care toți oamenii
E o povară copleșitoare, niciodată înțeleasă îndeajuns cât e de chinuitoare și cât de mult îi istovește pe oameni, este păcatul. Păcatul sau păcatele în formele lor diverse. Omul păcătos e un om împovărat. Și toți oamenii sunt păcătoși. Și atâta timp cât purtăm păcatele noastre, păcatele ne zdrobesc viața. Păcatele acționează în forme diverse, în sistemul nostru nervos și în corpul nostru. Sigur, păcatul duce la frică, păcatul duce la zbatere. Știți, când e omul fără Dumnezeu, omul e mic. Omul nu se poate descurca singur. Întotdeauna există ceva care sperie. Există întotdeauna un lucru care îl depășește, pentru că e o ființă limitată. Cât vrea el să creadă Dumnezeu, păcălit, înșelat de diavolul, totuși nu se poate descurca. Deci, este clar că omul încearcă să facă lucruri pentru care nu este făcut și este incapabil să le facă. Are nevoie de o forță mult mai mare pentru ceea ce vrea el să facă. Are nevoie de o siguranță care nu poate câștiga prin zbaterea lui, prin autoprotecția lui, prin ceea ce face el ca să se protejeze. Păcatul pur și simplu suprimă energia din ființa umană. Niciodată un om nu a simțit în toată plinătatea lui ce înseamnă greutatea și gravitatea păcatului. Mântuitorul a fost singurul care a simțit în deplinătate păcatul. Păcatul, știți că l-a zdrobit. Ceea ce l-a omorât nu a fost crucea. Suferințele pe cruce au fost doar suplimentare. Suferințele fizice. Domnul Hristos, inima i-a fost zdrobită datorită greutății păcatelor care au fost puse asupra lui. El a murit înaintea tâlharilor. Tâlharii au trebuit să fie omorât, să le fie zdrobite florile picioarelor, genunchii, să fie împuși cu sulița ca să poată să moare. Domnul Iisus murise deja. Murise deja sub greutatea teribilă a păcatului. Ori de câte ori faci ceva, păcatul stulbură conștiința, stulbură sistemul nervos, e greu de purtat. Marea noastră problemă este că suntem inconștienți de ce înseamnă el. Mândria este iarăși o povară foarte grea. Păcatele în forme lor diverse sunt poveri. Poveri care le duci în spinare, în sistemul tău nervos și le cari după tine. Păcatul se manifestă în mod special prin euul personal nerenăscut. Euul nostru este o forță chinuitoare. Deci datorită capriciilor care le creează eul personal, ne tulbură pur și simplu extraordinar de mult viața. Oamenii nu sunt odihniți pentru că încearcă să se descurce fără să poată să descurce, pentru că se bazează pe ei și în loc să se bazeze pe Dumnezeu. Iată ce spunea despre păcat în Psalmul 38 cu 4 până la 8. Fără de legile mele se ridică deasupra capului meu. Ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine, sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu prin de întristare, căci o durere arzătoare mispie măruntaiele și n-a rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire, tulburarea inimii mele mă face să gem. Este neîmplinirea, este o continuă neîmplinire și apăsare și omul nu știe de ce. Știți, oamenii se învârte, sunt nefericiți, adună, strâng. Încearcă să-și traumatizeze, să-și ascundă nefericirea și insatisfacția prin tot felul de droguri, de plăceri, de alte lucruri care să compenseze cumva apăsarea de care sunt. Dar sunt apăsați, continuă sub apăsare, așa cum spunea, sunt asupra capului meu. Cât timp le porți tu, vor fi asupra ta. Vă dați seama că orice om care nu a reușit să se elibereze de păcate, e om care își poartă încă propriile păcate. Măcar că Domnul Iisus le-a purtat pentru noi. De ce ar fi nevoie să mai fi murit? De ce ar fi nevoie să fi fost zdrobit pentru fără de legile noastre? De ce a fost nevoie să le mai poarte dacă ar trebui ca noi să le purtăm în continuare? Care ar fi rațiunea gestului care l-a făcut, a morții sale? Nu? De ce ar fi nevoie să le fi purtat dacă tot vrem neapărat noi să le purtăm? Sigur, nu-i nevoie ca noi să le purtăm. Tocmai asta este nebunia neînțelegerii umane. Faptul că deja s-a făcut ceva și totuși oamenii vor să fie purtătorii propriilor păcate, să le ducă în sistemul nervos, să trăiască cu ei, împovărați cu ele asupra lor. În Psalmul 32 cu 1 până la 7,
David îți povestește experiența. Începe cu cuvântul salutar, ferice de cel cu fără de legea iertată. Cu alte cuvinte, ce fericit e omul care e iertat de păcate. Fericit este omul cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu-i viclenie. Câtă vreme am tăcut, e o vreme în care nu spui nimic, nu te despovărezi prin rugăciune, pentru că asta este forma în care putem să fim eliberați. Trebuie să spui, mărturisește și scapă de povară. Pur și simplu, las-o. Cum o lași? Prin credință, spunându-i drumul. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Îi vezi pe oameni, și copiii sunt împovărați și ei ar trebui ca să poată să nu mai ducă poverile. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Ați văzut cum pământul se stafidește, cum seceta aia ia ultima fărâmă de energie și de viață. El spune cât timp a tăcut și a purtat în el răul pe care l-a făcut, îl zdrobea. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Cât timp evităm ca să ieșim la înaintare așa cum suntem cu tot ce avem și să scoatem din noi totul, o vom face pe propria piele prin zdrobirea sistemului nostru nervos, încărcătura care ne va bloca și ne va face să mergem tot mai greu în viață. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. A fost un moment al deciziei, un moment al hotărârii când a spus, gata, nu mai vreau să țin în mine. Nu mai vreau să le port eu, gata, ajunge cu ce am fost și asta, vreau să fiu despovărat de lucrul acesta. Există, păcatul înseamnă și vinovăție, sentimentul vinovăției. Dar este păcatul în sine care are o greutate, e mai mult decât vinovăția care apasă. Orice lucru de care nu suntem eliberați, e un lucru care va apăsa asupra noastră. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Deci imediat se spune în contextul ăsta, când el a luat hotărârea, voi spune și nu voi mai fi ascuns. Pur și simplu, de ce ne-am ascunde? De ce ne-am ascunde? Ca și când avem probleme. Deci deseori pozăm ca și când nu avem probleme, ca și când suntem în regulă. Dar se vede de la o poștă că nu suntem în regulă. Se vede apăsarea, deseori te surprinde pe chipul tău cât ești de apăsat. Nu? Deseori se vede cum de-abia mergi împovărat. Și ce ai? Nu, te simți bine? Nu, că sunt bine, sunt în regulă. Peste tot încercăm cu un zâmbet chic să camuflăm apăsarea noastră, purtându-le cât o să le purtăm. Cât o să le purtăm. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Când e vremea potrivită? Păi scapă de povară imediat. Astăzi este vremea potrivită. Nu duce o zi în plus. De ce să mai pleci acasă cu povara, nu? Povara este uneori povara supărărilor noastre. Este povara orgolului nostru. Povara că nu ai ajuns, nu ai atins, nu știu ce standarde tu. Povara care vine din faptul că fie ești răutăcios, fie ești nemulțumit, fie ești capricios, fie ești invidios. Toate astea sunt poveri pe care le porți. Este ceva asupra ta, sigur găsim întotdeauna, ocolim realitatea problemelor noastre și găsim întotdeauna justificări. Că suntem îndreptățiți, că alții sunt de vină de fapt că ne împovărează. Nu e adevărat, nimeni nu-ți poate pune povară în sistemul tău nervos. În sistemul nervos îți pui tu poverile. În mintea ta sunt poverile tale personale. Dumnezeu vrea să-ți ia greutățile de acolo. De aceea orice om evlavios să se roage la vreme potrivită și vremea potrivită este cum vine povara și încearcă să se pună asupra ta să o dai. Deci învață să nu porți nici măcar o zi povară. Învață ca să trăiești ca un om ușurat și liber în fiecare zi. Fiecare zi a vieții se merită să trăiești despovărat. Nu să trăiești ca un om care ești încărcat. Ori de câte ori duci tu povara păcatelor, este pentru că nu crezi că Iisus a dus povara păcatelor tale. Crezi că poți să trăiești fără Mântuitor și orice zi când nu mărturisești
Nu te despovărești, este o zi a necredinței. O zi care o plătesc cum, bineînțeles, dar este și o zi în care îl dezonorezi pe Domnul Hristos. Spui că, propriu zis, El le-a purtat fără să fie nevoie ca să le poartă, pentru că le poți purta tu. Nu le poți purta. Dar zdrobi, ai murit la fel cum a murit El pe cruce. Și într-o bună zi, sigur, voi vei succumba sub această apăsare. În Psalmul 51:8, fă-mă să aud veselie și bucurie. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lăpăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Aici se spune, fă-mă să aud. Era în urma păcatului său și se ruga, fă-mă ca să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Observați că păcatul suprimase. Era atât de împovărat încât pur și simplu nu se mai putea bucura. Era atât de apăsat încât el se simțea ca și cu oasele zdrobite. Zdrobit de tot. Și se ruga să-i dea o inimă nouă, un duh statornic, o nouă înțelegere, o nouă viziune, un nou fel de a trăi și a simți. Aceasta este, să știți, dă-mi bucuria mântuirii tale. Dă-mi un duc de bunăvoință. Fă-mă să aud veselie și bucurie. Zidește în mine o inimă curată. Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Să-ți schimbe inima. Felul de a simți. Felul de a simți. Nu mă simt bine. De ce nu te simți bine? Pentru că ai o inimă împovărată, să știi. Ai nevoie de o altă inimă. Iar inima aia nouă este o inimă care este o inimă iertată. O inimă despovărată. Sigur, asta este... E nevoie să cer, veniți la mine. Cum crezi că poți veni la El? Simplu de tot, prin credință. Domnul Hristos e accesibil oricărui om. E cel mai simplu lucru din lumea aceasta. Dacă ar fi nevoie să mergi la 10 km, tot n-ar fi un efort și un sacrificiu extraordinar de mare. Dar sunt unii oameni care nu au picioare. Nu ți se cere nici măcar să faci 10 pași afară sau în altă parte. Poți să vii la El pentru că e mai aproape decât orice om, mai aproape decât orice ființă umană, e mai aproape de întindere de mână. Vii la El prin credință, prin rugăciune. Vii cu credința că te aude. Vii cu credința că te iubește. Vii cu credința că e sensibil față de nevoile tale. Trebuie să crezi lucrul acesta. Și vii cu credința că rugăciunea ta va primi răspuns și nu o să pleci gol. Nu va pleca niciunul fără ca să primească toate lucrurile acestea. Dar trebuie să crezi că ți le dă. Trebuie să-ți recunoști apăsările. Trebuie să-ți recunoști poverile. Trebuie să-ți recunoști nevoile. Și simplu să le ceri cu credință. Doamne, despovărează-mă de lucrurile acestea. Uită-te, pur și simplu sunt apăsat continuu. Pur și simplu nu reușesc să mai mă bucur. Nu mai am bucurie deloc. Dăm o inimă care să fie ușurată de toate poverile acestea. În Isaia capitolul 53:11 citim, va vedea rodul muncii sufletului lui despre Mântuitorul și se va înviora. Îi va vedea pe oamenii salvați, câștigați. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirii lor. Observați, această emisiune a Domnului face două lucruri. Îi pune pe oameni într-o altă stare. Într-o altă stare. Ești într-o anumită stare, ești mulțumit de starea ta, atunci nu-i pentru tine tema aceasta. Dacă ești mulțumit de starea ta, condiția ta sufletească este excepțională, atunci ai greșit ocazia. Nu-i pentru tine lucrul acesta. Dar dacă ești într-o stare apăsată, împovărată, nefericită, într-o condiție în care simți, nu știi nici măcar ce te apasă, dar te apasă ceva, spune că îi va pune pe oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua în același timp asupra lui povara nelegiuirilor. Observați, nelegiuirile aduc povară. Sunt o povară, sunt cea mai grea povară zdrobitoare, dar vrem să le purtăm în continuare. Aceste defecte și împreună cu povara care le imprimă, ele vrem să mergem înainte cu ele. O inimă necredincioasă e o povară, o inimă mândră, o povară. Un om care nu este smerit și liniștit, este împovărat, să știți. O inimă mânioasă, răutăcioasă, supărăcioasă,
murmurătoare, capricioasă, toate astea sunt poveri, să știți, care le purtăm. Vreți să le purtați în continuare, purtați-le până când o să sucumbăm. Poate nici și când vom muri apăsați, nici atunci poate nu vom recunoaște de fapt că am fost împovărați. Dar cel care recunoaște că e apăsat de păcate, să vină, pentru că va fi pus într-o stare după voia lui Dumnezeu, va fi schimbat, transformat, i se va da un duc de bucurie, un duc de ușurare, va fi ca o pasăre care va zbura. Sigur, sunt și alte lucruri care ne împovorează. Sunt frustrările noastre, lucrurile care nu le-am, nemulțumirile noastre, insatisfacțiile noastre, sunt ținte neatinse în viață. Am vrut uneori să facem ceva și n-am reușit. Tot felul de experiențe dezamăgitoare. Sunt uneori abuzuri și nedreptăți ce mi s-au făcut și care ne împovărează. Ți s-a făcut ceva vreodată în viață, un lucru care poate nici nu-l poți uita, de care nu scapi, care e continuă ca o apăsare asupra ta. Toate lucrurile acestea și altele de genul acesta conduc la apăsare, la tristețe, la depresie, la nefericire. Trebuie și acestea să le basculăm tot pe umerii Mântuitorului, la fel ca și păcatele. Nu mai duce povara acestor lucruri. Iată un caz și vom vedea ce se întâmplă în momentul când un om crede și vrea să se despovăreze. Deci foarte simplu te poți despovăra ca și de păcate. Ați văzut cât de simplu era cu păcatele? Am fost drobit. Atunci am spus, nu mai mă ascund. Îți mărturisesc. Și-am mărturisit. Și imediat spune, ferice de cel care, ce fericit e omul. Nu știam că e atât de fericit ca să scap de păcate. Eu credeam că este o virtute ca să nu te apleci, să crezi că te descurci și că poți să mergi înainte așa cum ești. Nu, ferice de omul care spune și se despovărează, nu? Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în el, vărsați-vă inimile înaintea lui Dumnezeu. Este vorba de Ana, o femeie. O femeie care trăia într-o familie. 1 Samuel 1 cu 4 la 7. În ziua când își aducea el Cana, bărbatul Anei, jertfa, dădea părții nevestei sale Penina tuturor fiilor și tuturor fiicelor pe care le avea de la ea. Dar Ana îi dădea o parte înduită, căci îi iubea pe Ana. Dar Domnul făcuse stearpă. Ana n-avea copii, Penina avea copii. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie. Pentru că Domnul o făcut să steapă. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci plângea și nu mânca. Sigur, era iubită de Elcana, dar Ana n-avea copii și continuă era cineva care abuza de ea și care o bajocorea și o înțepa și o făcea să fie nefericită. Trăiești poate într-o atmosferă în care nu ești prețuit. Într-o atmosferă în care poate ești blamat. Într-o atmosferă în care nu. Cineva nu-i mulțumit de tine, deși face orice lucru ca să fie mulțumit. Sau, nu. Uneori sunt oameni care, deși încerc să te porți frumos, te vorbesc de rău, te bajocorezi, te apasă. Sunt tot felul de lucruri pentru care ești frustrat. Te simți neîmplinit și nefericit datorită acestui lucru. E o povară pe care o porți continuu. Și se vede lucrul acesta. Așa era Ana. Nu se putea bucura. Nu se putea bucura. Se ducea la templu, dar degeaba, pentru că era... Chiar atunci se găsea ocazia potrivnica ei să unțepe, să-i zică, să-i... Și putem avea multe lucruri de genul acesta care să lucruri care să ne apese. Și Ana se, cu ocazie se hotărăște să vină în fața lui Dumnezeu să descarce cu adevărat. 1 Samuel 1 cu 10 la 17. Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Așa cum era venit. Doamne, sunt așa de amărâtă. Uite ce se întâmplă cu mine. Uite ce mi se face. Uite. Nu. Situația prin care trec. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeu oștilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea robei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roba ta și dacă vei da robei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui și brij nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, el îi se uita cu băgare de seamă, el îi fiind marele preot. S-a uitat la gura ei, Ana vorbea în inima ei, numai în buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. El îi credea că este beată și a zis, până când vei fi beată, du-te, te trezește. Ana a spus, nu, domnul meu, sunt o femeie care suferă în inima ei. Poate ești o femeie de genul ăsta, poate ești un copil care suferă.
nu știu ce probleme ai și te apasă continuu. Poate ești un bărbat care suferi. Și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci învărsam sufletul înaintea Domnului. Venisem mai special ca să spun cuiva care mă înțelege, să spun tot, exact, toate problemele care le am, să nu mai mă ascund, să nu mă prefacă. Sunt bine pentru că nu mă pot preface la infinit, pentru că undeva în sufletul meu sunt chiar împovărat. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multa mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. A spus chiar totul. A povestit, își vărsa sufletul înaintea Domnului. El i-a luat din nou cuvântul și a zis, du-te pace. Și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea ce i-ai făcut-o. I-a zis să capete roaba ta trecere înaintea ta și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Știți de ce? Pentru că chiar a crezut ce a zis Eli. A crezut că s-a descărcat și că Dumnezeu a luat aminte și că Dumnezeu va face ce știe el mai bine în situația ei. Și s-a schimbat total. Ați văzut? Fața ei a dat imediat mărturie, a mâncat cu bucurie, măcar că să nu credeți că pe mine s-a schimbat sau s-a oprit încercările de a o înțepa sau a nedreptății. Problema este că nu era problema pe mine, ea era încărcată, era împovărată și când ea a reușit să-și verse sufletul înaintea lui Dumnezeu și nu doar să spună, că una e să-și verse sufletul și să spui, dar să pleci tot cu lucrurile acelea în sistemul nervos, dar ea a crezut că Dumnezeu a ascultat-o și chiar a ascultat-o Dumnezeu și chiar Dumnezeu a făcut ceea ce a găsit cu cale mai bine și chiar s-a bucurat Ana. În momentul acela ea a crezut, nu a crezut când a apărut copilul pe lume, când i-a dat mai târziu un copil pe lume, ci a crezut, a plecat în momentul acela despovărată cu altă față. De ce? Cu o față fericită, pentru că a scăpat de ce era în spinarea ei. A scăpat. Deci Dumnezeu a făcut curățenie în minte, a dat pace. Ea a lăsat povara și n-a mai luat-o. A pus-o acolo, da? A pus-o la picioarele Domnului și a plecat liniștită, fără să mai poarte povara. Fața imediat s-a schimbat și n-a avut niciun motiv să nu mai mănânce, să mai stea nemâncată, să-și chinuiască sufletul, pentru că nu mai era treaba ei aia. Pur și simplu, Ana a lăsat, a basculat tot ce avea. Exact la fel. Ai și tot felul de frustrări, tot felul de lucruri. Lasă-le. Pune-le acolo. Crede că te ascultă. Crede că va face ce e mai bine pentru tine Dumnezeu. Dar nu mai pleca cu ele. Nu pleca mai departe cu ele, pentru că asta nu-i credință. Când pleci tot cu povara, înseamnă doar informare, nu înseamnă credință. Ai spus ceva. Spune totul și lasă totul acolo. Lasă-le lui. Nu vrei, nu e atât. E atât de simplu, nu? Și mi se pare atât de profitabil. Atât de bine, nu doar să-i spui, ci să le lași. El spune, veniți la mine cu tot ce aveți care sunt în povară. Lăsați-le. Pentru că el va purta povara, așa spune. El e purtătorul de poveri. Sigur, mai este ceea ce purtăm în sistemul nostru nervos ca o povară. Și acestea sunt foarte multe, de multe nuanțe, și anume temerile, fricile noastre. Tot felul de frici, tot felul de temeri care ne fac să... Știți cum este să trăiești sub frică, să fie continuă sub imperiul fricii? Nu contează de ce ți-e frică. Contează că ți-e frică. Când ți-e frică, stai cu inima strânsă. Stai cu inima strânsă că ceva se va întâmpla, că acel ceva de care ți-este frică se va întâmpla până la urmă. Și asta nu e viața, să știi. Deci ori de câte ori, cât timp îți este frică de ceva, nu o să poți să fii complet fericit. Vei fi împovărat. Frica împovărează, să știți. Frica tensionează foarte mult. Frica te reține să te bucuri și să fii cu adevărat ușurat și liniștit. Trebuie să trăim ca niște oameni care nu ne este frică de nimic, dar nu există decât o singură formă să predai toate fricile. Și să știi că cineva are grijă de tine, cineva se îngrijește de tine. Ai frici? Sunt unele pe care le recunoști, dar sunt altele care ar trebui să te gândești mai mult, să știi de ce ți este frică. Ar trebui să le descoperi, pentru că atâta timp cât există acolo, tot te rețin. Tot te rețin și te împovărează. Orice frică adăugată înseamnă o povară, să știți. Și mă gândesc că trăim într-un timp în care lumea este într-adevăr împovărată de temeri. Foarte, foarte multe temeri. Nu mi-aș putea să le enumăr pe toate câte frici avem. Iată ce spune Scriptura, Psalmul 13:2. Până când voi avea sufletul plin de griji? Ai zis vreodată lucrul acesta? Nu vorbește până când vei avea, ci o întrebare pe care își o pune.
până când o voi avea sufletul plin de... Te-ai întrebat vreodată, cât mai mă îngrijorez mă de lucrul acesta? Cât vreau până la urmă tot eu să-l port? De ce să-mi fie frică și de lucrul acesta, nu? Până când? Deci este exact cum spunea psalmistul, câtă vreme am tăcut, am fost drobit. Dar la urmă am zis. Și asta este o zicere, o discuție cu propriul suflet. Mă, pe cât o să mai port frica asta în suflet? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Când Domnului că și mi-a făcut bine. Deci a luat decizia. Nu mai vreau să trăiesc sub frică. Eu am încredere în bunătatea lui Dumnezeu și de atunci, în momentul acela, sunt cu inima veselă și când lui Dumnezeu. Să știți că a cântat din toată inima, nu a cântat formal, nu a cântat în biserică, nu a cântat la program, a cântat pentru că trebuie să cânți. A cântat ca expresie a eliberării. A existat, Ana a compus o cântare. După, a cântat, atunci a simțit nevoie să cânte ceva care e exact potrivit cu ea. Poporul evreu, când a trecut Marea Roșie și au scăpat din Egipt, au cântat o cântare. Deci, aceasta este cântarea unor oameni care... Pur și simplu o expresie a sufletului eliberat. Nu mai știu de bucurie. Descoperă o altă stare. Intră într-o altă stare. E starea aceea, Doamne, cât de liniștit sunt. Doamne, cât de bine este să nu mai griji, să nu-ți mai fie frică de nimic. Nu? Până când o să fiu sub imperiul grijilor, o să-mi fie frică de lucrul acesta? Vreau de acum să mă încred în Dumnezeu. Doamne, frica asta ți-am pus-o și pe asta ție. Am purtat-o eu în spinare, acum ți-o dau ție. Dar o dai, realmente nu eu îl informez doar de frica ta. Ci în momentul acela, realmente trebuie să știi că ai dat frica aceea și nu pleci cu ea. Trebuie să rămâi acolo până când știi sigur că ai lăsat-o. Psalmul 94:16. Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac rău? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții? Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada lăuntru meu, mângâierile tale mi înviorează sufletul. Deci cum vine gândul negru? Predă-l! Nu lăsa să te împovăreze! Știți câte gânduri necredincioase le avem în minte? Câte gânduri negre! Că o să ni se întâmple? Că ce o să facă cu tare? Cum vom face față la cu tare? Cum vom rezolva problema cu tare? Și toate lucrurile acestea nu-s decât temeri, poveri. Temeri egal poveri. Deci ori de câte ori ți-e frică de ceva, să știi că aia te împovărează. Nu trăiești la potențial maxim și nu te bucuri de fericire adevărată. Cât timp vei avea frici? Ce să faci cu ele? Sigur, să te descurci singur, asta e o nebunie. Dacă e singur, ai de ce să te temi. Deci orice om singur pe planeta asta are de ce să teme. De ce? Pentru că e instabilitate. E instabilitate, sunt oameni mai periculoși decât tine, cât de bine pregătit ai fi. Se întâmplă o grămadă de lucruri neprevăzute și oricând poți să falimentezi și să ți se întâmple ceva rău, boli, necazuri, nenorociri. Te poate părăsi cineva apropiat oricând cât ai spera că o să fie cu tine și nu te trădează. Deci te poți aștepta la trădare. Deci singur nu o să te poți descurca cu temerile. Atunci ai pentru ce să-ți fie frică. Dacă vrei fără Dumnezeu, ai mii de motive să-ți fie frică. Sunt îndreptățite și ca atare vei încerca cu fricile astea să trăiești în mizeria aceasta, în formă, în calitatea aceasta scăzută a vieții. Dar dacă l-ai pe el, cu siguranță că n-ai de ce să-ți fie frică. De ce? Pentru că nu va exista situație pentru care el nu a prevăzut ceva. O situație pe care să nu anticipeze, să nu vadă de înainte. O situație care să-l depășească pe Dumnezeu nu există. El este de neschimbat, este atot puternic și în același timp te iubește atât de mult. Așa că ori de câte ori mi se clatină piciorul, bunătatea lui Dumnezeu mă întărește. Ori de câte ori vin gânduri negre, le predau imediat și mă ajută Dumnezeu, mă mângâie în situațiile acelea. Învață-te să te despovărezi cât mai repede. Deci aceasta este o idee fantastică pe care ne-o predă Scriptura. Nu lăsa mult. Poverile vin. Ele tot vor veni. Cine ne asediază? Satana ne asediază. Prin păcate și prin ispite, prin faptul că aruncă tot felul de frici asupra noastră și de probleme asupra noastră. Dar cu cât le predai mai repede, cu cât te scapi mai repede de ele, cu cât înveți ca să folosești rugăciunea credinței de despovărare. Deci învață să spui, nu vreau să duc povara asta. Vreau să o las și o las la picioarele tale. Și o să vezi că pleci de acolo cu capul sănin,
cu fruntea senină și cu inima liniștită. Filipeni 4 cu 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Asta înseamnă credință și despovărare. Deci ca să nu te îngrijorezi de nimic, nu că nu vin griji, vin griji. Și vor să te, să se suie pe tine. Vor să se suie în capul tău, vor să te zdrobească, nu? Atunci ce faci? Când a venit? Învață exercițiul ăsta, e un exercițiu al credinței. Asta te învață propriu zis aici. Când vine asupra mea, primul lucru care îl fac este aduceți la cunoștința lui Dumnezeu, cu rugăciuni, îl rogi, îi ceri și și mulțumesc. Ca să-i mulțumești, asta înseamnă că crezi deja că s-a rezolvat lucrul acela. Și îți mulțumesc, Doamne, din toată inima că tu și această problemă care se burcă și mă apasă, din ara mea, ai rezolvat-o. Eu îți mulțumesc că mi-ai luat-o și ai plecat liniștit. Asta este. Deci ai plecat despovărat. Aceasta este credința adevărată când ai plecat despovărat. Când pleci tot cu povara, nu este credință. Este credința poate că poți veni cu ele la Dumnezeu, dar nu-i credința că le poate rezolva după înțelepciunea lui și cu puterea lui cea mare. Este o credință, să zic așa, ciuntată, o bucată din credință, un fragment din credință, dar nu credința în plinătatea ei. Aici spune, cum vin îngrijorările? Aduceți-le la cunoștința lui Dumnezeu. De ce natură ar fi? Cu rugăciune, adică îl rogi pe Dumnezeu să facă ceea ce trebuie, îi cer lui Dumnezeu să intervină și mulțumești lui Dumnezeu că va face atât de bine. Iar tu ai plecat fără nicio povară. 1 Petru 5 cu 7 e mai mult decât atât. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Asta înseamnă să nu fie cumva timiditate sau frică că lui da, nu lui da. Le pun sau nu le pun. Verbul care se folosește aici este aruncați-le. Este deci cu atâta putere să faci lucrul acesta, să te despovărezi, încât ca și când le-ai fă niște gesturi, știți, unii oameni nu-i prea înțelegi ce vor să facă sau de ce parte sunt. Sunt niște oameni cam, așa, în zona gri. Sau lucrurile care le fac sunt interpretabile, dar sunt alți oameni care sunt foarte categorici în ceea ce fac. Este de neinterpretat poziția pe care e. Dacă îmi dați ceva și eu arunc lucrul acela, e clar că toată lumea va înțelege ce am făcut, nu va veni, ți-a căzut din mână cumva. Nu mi-a căzut din mână pentru că l-ați văzut cum l-am proiectat la 10 metri dincolo. Nu-mi trebuie așa ceva și toată lumea va înțelege că am scăpat de lucrul acela și că nu vreau să am nimic de a face cu un lucru pe care îl arunc. Aici spune aruncați și aruncați asupra lui. Deci dă-le repede de acolo. Deci dă-le ca să fie foarte vizibil nu pentru el, ci pentru tine. Știți, pentru că noi înșine nu credem ceea ce facem. Zicem, cred în Domnul Iisus. Dar noi aveam credință. Nu, eu cred că e cu mine. Și serios, tot așa ești îngrijorat și asta. Vrei să te amăgești că crezi. Tu vrei să te convingi pe tine însuți că crezi, dar nu crezi cu adevărat și nici corpul tău nu crede și nici ceea ce se întâmplă cu tine nu crede. Aruncă-le! Să fie clar pentru tine. Deci așa se procedă. Vin problemele și îngrijorările, le arunci asupra lui. Te dispensezi în așa fel încât știi foarte sigur, tu și toată lumea știe să știe. Le-am aruncat, am scăpat de ele, nu mai sunt cu mine. Poți să-l scrii ce ai aruncat. Ar fi bine până se clarifică mințile noastre, gesturile și poziția noastră, că nici măcar nu știm ce facem. Suntem atât de ambigui și atât de înnorați în ce privește relația cu Dumnezeu, încât nici nu știm ce am dat, dacă i-am dat sau dacă am scăpat de ele. Puteți să scrieți pe o hârtie în seara asta ce lucruri chiar l-ați aruncat asupra lui. Dacă aveți de aruncat ceva, dar scrieți acolo și citiți și vedeți, e adevărat, am aruncat asupra lui cu tare lucru, care am tot măcinat mintea și era o povară pentru mine. Mă îngrijoram de cutare, mi-era frică de cutare sau nu știu ce îmi venea în minte, aveam problema aia cutare. Am aruncat-o, nu mai e la mine, o puteți căuta cât vreți. O poate căuta oricine, eu nu mai am purtat-o, nu mai e la mine, nu mai e asupra mea, nu mai am. Isaia 41 cu 10, nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, parcă ne vede mutrișoarele alea deseori îngrijorate. Căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, eu îți vin în ajutor.
Eu te sprijinesc cu treapta mea biruitoare. Asta e făgăduința pentru oamenii îngrijorați. Așa că, haideți să ne despovărăm prin rugăciunea credinței și de lucrurile acestea. Aș vrea să citesc un verset foarte drăguț. Așa de inspirator a fost pentru mine versetul acesta din Vechiul Testament, din Exodul 23:5. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-i ajut să ia povara de pe măgar. Măgarul vrăjmașului căzut sub povară. Deci Dumnezeu a găsit cu cale să vedeți cum e Dumnezeu. De aceea citesc versetul acesta. Deci nu poate suporta Dumnezeu să vadă și nici tu n-ar trebui să suporți să vezi măgarul dușmanului tău de moarte. Să nu cumva, deci Dumnezeu vrea și un măgar să-l despovăreze și tu ar trebui să fii atât de sensibil ca o să nu cadă sub o povară nici măcar un animal. Da? Dacă Dumnezeu ține cont de măgari și de animale împovărate, în povară, nu credeți că este mult mai doritor ca să te scape pe tine de sub povară? Deci tu n-ar trebui să ai considerente, dar iar vrăjmașul meu, nu vorbesc cu el, nu mai intru iarăși în relație cu el, să nu faci lucrul acesta, trebuie să despovărezi animalul ăla, că Dumnezeu vrea foarte repede să fie. Nu vrea ca nimeni să poarte poveri inutile. Dumnezeu nu vrea nici măcar un măgar să rămână sub povară căzut. Da, un om. Nu suntem noi mult mai de preț decât măgarii, decât vrăbii, le spune într-un alt context. Nu vrea să fii sub povară. Știi cât de repede vrea să te scape? În momentul când o să pui povara, el a luat-o, să știi. Trebuie să crezi lucrul acesta. Că el o ia de atunci, el o poartă. Deci chiar în momentul credinței tale, când ai dat, ai predat prin rugăciune, ți s-a luat povara. El gata o ia. A luat-o, o va purta și o va purta cu umeri puternici, cu putere și înțelepciune dumnezeiască, cum tu nu o să poți. Pentru că ești mic, ești slab, ești limitat, ești vulnerabil. Isaia 46:3, ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră și v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini. Vă v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc, să vă mântuiesc. În imaginea mea este ceva de genul acesta și este foarte, cum să spun, este vrenic de plâns această imagine care să vă prezint. Este cineva care ține pe umăr ceva, o greutate. Imaginați-vă un om cu un sac greu de tot, pe care îl ia cineva mult mai puternic, cu tot cu sac, în spinare. Problema este că el e luat cu sac de când e mic. V-am purtat și tu vreau să vă mai port. Problema că el stă cu greutatea aia în spatele lui, în spatele celui care îl poartă. Nu ar fi mult mai bine ca sacul să-l lași pe umărul lui celălalt și tu să fii purtat, că oricum te poartă, nu? De ce să le porți tu în același timp când el te poartă? El îți poartă de grijă. Degeaba îți poartă el de grijă dacă tu nu recunoști și nu vrei să trăiești ca un om care crede lucrul acesta. Până și în lift am văzut o imagine care era grăitoare. Cineva era cu o valiză grea de tot, în lift o ținea în mână. Liftul urca, putea să o lase pur și simplu, că liftul urca și pe el și valiza concomitent, dar el nu era. El o ținea încă în mână, consumându-și energiile și trăind sub greutate, măcar că liftul urca cu el, cu tot cu. La fel este și cu Mântuitorul. Deci oricum ne poartă. Problema că atunci când nu trăiești ca unul care crezi lucrul acesta și nu vrei să lași povara, degeaba o poartă, pentru că te poartă cu ea în spinare. Tu o să resimți toată greutatea poverii pentru faptul că ești necredincios. El oricum te-a purtat. Ce crezi, că te-ai descurcat tu până acum? Că ai fost mare titan sau că te-ai zbătut, ai fost prea grozav, prea inteligent, de asta ai reușit. Nu ajungi la faliment. Ajungerea la faliment este tot pentru binele nostru. Apăsările prin care trecem sunt tot pentru binele nostru, pentru ca să ne conștientizeze nevoia de a ne despovăra. Nevoia că suntem mici, că suntem slabi, că suntem limitați și că avem nevoie de cineva infinit mai puternic decât noi să o facă. Și chiar o face. O face, dar pur și simplu nu le cunoști. Și nu vrei să treci ca un om despovărat. Iar aceasta este chiar nebunie. De aceea, mergi în fața Domnului, în rugăciune sinceră, cu credință deplină că El ascultă rugăciunea.
oferă efectiv, real, poverile ce te apasă. Tot. Doamne, sunt supărăcios. Doamne, sunt nervos, iar lucrul acesta e o povară pentru mine și pentru casa mea. Pentru cine trăiește? Sunt inflamabil foarte repede. Sunt capricios, Doamne. Sunt mândru, mă supăr repede dacă cineva afectează un pic orgoliul meu, reputația mea, Doamne. Sunt plin de capricii, Doamne. Sunt pretențios. Îmi trebuie nu știu ce sau nu știu cum. Repede, imediat mă trec cu firea dacă cineva zice ceva, sufăr în interiorul meu până nu știu ce și sunt împovărat, Doamne, eu am tipul ăsta de defecte. Doamne, mi-e frică de cu tare lucru, mi-e frică că copiii o să facă nu știu ce trăsnai, n-o să fie credincios, mi-e frică că o să rămân fără bani, mi-e frică că nu mă descurc, Doamne. Uită-te și tu, Doamne, la mine ce minte, mintea asta că tu care conduci universul și care ai dat hrană unui popor timp de 40 de ani, de 3 milioane de oameni hrănit în fiecare zi și mi-e frică că nu o să pot ține și pe mine un amărât acolo să-mi dai ceva să mănânc. Mi-e frică, Doamne, de tot felul de lucruri și spune-le, mi-e frică de cutare, mi-e frică de cutare, mi-e frică, am temeri de viitor că mă o să mă îmbolnăvesc, o să rămân singur, mi-e frică că nu o să mai am cine să mă îngrijească, că o să fiu părăsit, nu știu ce, la bătrânețe, tot felul de frici. Auzi, Doamne, mi-e frică, Doamne, la bătrânețe, nu știu, ziua de mâine. O să vezi că dacă le predai în mâna Domnului, ce bine este. Doamne, ți-am dat-o asta, gata, nu mai mi-e frică de azi înainte. Ia ta! Și lucrul acesta am terminat cu el. Rămâi în fața Domnului. Rămâneți în rugăciune până când știi că ai predat Domnului povara și nu mai este la tine. Domnul le-a luat. Deci nu pleca de acolo până când nu știi că ai făcut lucrul acesta. Rămâi pentru că e nevoie uneori de mai mult timp pentru ca tu să știi sigur că ai făcut lucrul acesta. Nu doar spune, fă! În momentul când spui, tu trebuie să crezi exact ce faci tu. Și trebuie să știi că Domnul chiar le-a luat. Rămâi până când ești conștient că Dumnezeu ți le-a luat. Crede din toată inima că El chiar în acel moment îți ia povara aceea în credință și nu este nici de cum nepăsător față de gestul încrederii care l-ai în El. Dumnezeu nu e nepăsător. Să știți că El răsplătește credința. Așa scrie. Răsplătește pe cel care crede. El cu adevărat, el onorează credința adevărată. Nu încerca după aceea, la plecare, să iei povara din noi, i-ai spus, și la urmă, peste 10 minute, ești cu ea tot la spinare. Când ai ieșit din cameră, de fapt, ai lăsat-o jos, dar înainte de plecare, bineînțeles, îți iei bocceluța și o pui pe umăr și te duci din nou. Nu face așa. Nu face așa ceva, pentru că nu vei fi despovărat. Aici se vorbește de rugăciunea de predarea poverilor, de despovărare. Și de eliberare de ele. Și atunci ai această experiență din Psalmul 81:5. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. O experiență nouă să ai. Când vei face această rugăciune cu sinceritate și credință. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. E glasul unui Dumnezeu, am vorbit de Dumnezeu în fel și chip, am avut unele experiențe, dar vom avea o experiență nouă, vom auzi un glas. I-am descărcat povara, mâinile lui nu mai țin coșul, dar pentru asta trebuie să-i mâinile de pe coșul ăla. Trebuie să dai coșul ăla, înțelegi? Dă-i drumul. Hai, dă-i drumul. Te crezi mai puternic decât Dumnezeu? Mai înțelept decât El? Mai bun decât El? Te descurci mai bine decât El, ai o viziune mai bună decât El, ești mai tare decât El, sau în ce te crezi? De ce ți-e frică atât să predai povara? O să o administrezi mai bine tu, o să te descurci mai bine cu ea. Și atunci o să spui Psalmul 68:19, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. În fiecare zi vei avea experiența aceasta. În fiecare zi mi-a temerile. În fiecare zi mi-a tot ce-mi vine în minte sau orice lupru, fie din viața fizică, fie din lupta spirituală, fie din relații. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara. Dumnezeu mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeu izbăvirilor. Și Domnul Dumnezeu nu poate scăpa de moarte. Isaia 35:15-16, ultimele versete care le citesc, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu Sfântul Israel. În liniște și odihnă va fi mântuirea voastră. În seninătate și încredere va fi tăria voastră. Dar n-ați voit ce a zis, nu? Vom fugi pe cai. De aceea veți și fugi. Vom călări pe cai iuți. De aceea cei ce vă vor urmări vor fi și mai iuți. În fața noastră sau cele două alternative. Și anume, în seninătate și
și încredere, încredere nu în tine, încredere în Dumnezeu, în odihnă și liniște va fi mântuirea și viața ta. O viață senină, o viață de încredere, puterea ta va fi în încredere, încredere în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează, Dumnezeu știe și vei avea o viață de odihnă, fără să fii cocârja de poveri. Sigur, făcând foarte multe lucruri, dar nu tu, prin puterea lui Dumnezeu. Oamenii vor vedea în tine o inepuizabilă putere. Aceea e puterea lui Dumnezeu care nu te va zdrobi. Vor vedea responsabilități multe care le poți duce. Secretul este că nu te zdrobezi. De ce nu te zdrobezi? Pentru că ar trebui să te zdrobească. Pentru faptul că nu porți tu poverile. Pentru faptul că tot secretul tău de forță și rezistență și de seninătate în mijlocul atâtor circumstanțe împotrivitoare este că te bazezi pe Dumnezeu. Și tot într-una, cum vine povara, nu duci tu, o pui pe el. Vine povara, o pui asupra lui. Sau cealaltă alternativă care este înfiorătoare numai la gândul ei este, o vom fugi. O ducem noi în spinare, ne încordăm mai tare. Vreți să fugiți? Vrei să fii tot sub povară, sub tensiune? Și atunci nu te despovăra. Nu, pregătește cocoașa și merge înainte cât o să poți. Nu că o să alergăm mai tare. Lasă că o să alergi alții mai tare decât tine. O să vezi că te depășești și trec de neacă apele și... Dar sper că nu suntem dintre aceia care să fim prea mândri să spunem că suntem împovărați, să venim în liniștea căminului nostru, liniștea cămăruței noastre de rugăciune. Să ne cercetăm inimile, să vedem, Doamne, ce mă împovărează de mine? Care sunt problemele care mă apasă pe mine? Și care mă fac să nu ating fericirea adevărată, să trăiesc un pribeag apăsat și chinuit aici. Doamne, nu mai vreau, m-am săturat de lucrurile astea, ele. Ți le dau cu sinceritate și cu credință că nu ești nepăsător de ce spun în mână și știu că tu o să porți totul. Nu vreau să mai port și fac asta în fiecare zi. O să pot să spui la fel ca și psalmistul. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povară. O să vezi în fiecare zi că până acum ai pus tu spinarea. Tu ai pus totul, a fost asupra sistemului tău nervos și asupra trupului tău s-a răsfrânt. De acum încolo se va muta, veți vedea că e un alt tip de viață. Că poverile se duc în altfel când le poartă iar. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu pentru că putem învăța rugăciunea de despovărare. Să practicăm acest exercițiu sfânt și să putem să fim oameni eliberați, ușurați, care să zburăm la fel ca și cerbii, așa cum spune Habacuc. Mulțumim lui pentru toate. Amin. Amin.